Bună ziua și bun găsit! Vă transmitem de la GPEC Summit. Avem alături de noi foarte, foarte mulți profesioniști în industria e-commerce-ului, foarte mulți profesioniști în marketing online și marketing digital și foarte mulți antreprenori deopotrivă. L-am alături de mine pe Cristi Ignat de la Canopy. Salut! Salut și bine te-am găsit! Bine v-am găsit! Cum a fost evenimentul până acum? Foarte ok! Multe informații de calitate, multe cifre, noutăți, foarte ok! Crește de la an la an, foarte frumos! Ne bucurăm că sesizați acest lucru. Cum a fost pentru tine anul 2016 overall, așa? Știu că ai făcut switch-ul ăsta de la profesionist, specialist, da, la antreprenor. Cum a fost să iei frâile antreprenoriatului în mâini? Interesant, cel puțin interesant. Eu o să-mi păstrez, cred că, tot timpul o bucățică de specialist în mine. Eu am mai avut o experiență cu aproximativ 10 ani când eram freelancer, lucram pe partea de programare și trecerea aia a fost mult mai dificilă când am trecut de la programator la spre antreprenor, așa. Acum a fost o chestie care a venit de la sine, efectiv, a venit de la sine. Nu mai am probleme neapărat la nivel de specialitate, cât încep să am probleme de genul: avem o pisică și încercăm să punem cheltuielile deductibile pe firmă și ne certăm cu contabilitatea pe tema asta. Adică astea sunt unele din problemele pe care le avem. Dar e foarte ok, foarte ok. Sunt dilemele existențiale de astăzi. Da. Dar din perspectiva asta a publicității online, cum a fost anul care aproape se încheie? A fost un an foarte bun, s-au văzut creșteri notabile, aș zice, din punct de vedere al bugetului, dar ce am observat pe lângă aceste creșteri, am văzut o creștere masivă, aș zice, a numărului de clienți. Adică au fost mulți clienți noi care au început să testeze Google AdWords, Facebook Ads, marketingul afiliat și așa mai departe. Deci se observă o creștere a numărului, a volumului de clienți, pe lângă creșterea bugetelor pe care le au clienții existenți. Ai și o explicație pentru asta? Cred că companiile descoperă din ce în ce mai mult online-ul și își dau seama de necesitatea de a fi prezenți online. Tu ai făcut parte și din, sau mă rog, ai și jurizat în cadrul GPEC 2016 și eram curioasă care sunt principalele probleme pe care le-ai sesizat tu la magazinele online pe care le-ai jurizat. Ok, mă gândeam dacă să le zic înainte pe scenă sau să le zic aici. Poți să ne dai așa câteva insight-uri, pentru că oricum nu suntem live acum, deci dacă ne vede cineva, ne vede după. Am văzut și prezentarea, ok. Din punctul meu de vedere, companiile încă nu știu să-și găsească un diferențiator puternic. Da? Se concentrează mult prea multe pe preț, da? Și asta nu este un diferențiator. Ar trebui să-și creeze un diferențiator, să se concentreze foarte mult pe a găsi o chestie prin care să se diferențieze cu adevărat față de concurenții lor. O altă problemă este faptul că nu se fac remarcați. Și când spun asta, mă refer la faptul că online, nouă ca și consumator, ne este foarte ușor să intrăm pe multe site-uri, să verificăm prețul, să comparăm branduri, să facem research și așa mai departe. Trebuie să găsești o modalitate prin care tu ca și companie să-ți faci vizitatorul să te țină minte pe tine, pentru că după ce pleacă de pe site-ul tău, cu siguranță va mai intra pe 5, 10, 15 site-uri și așa mai departe. Și trebuie să gândești, băi, cum fac ca acest vizitator să mă țină minte? I don't know, trebuie să găsesc o modalitate. Trebuie să găsesc neapărat o modalitate de a-i face să mă țină minte. Da? Asta sunt două, nu știu dacă neapărat greșeli, dar sunt chestii care lipsesc în momentul de față. Din perspectiva asta a clienților, ce ne poți spune? Sunt ei ceva mai aproape de profesionalizare? Adică știu mai multe despre zona asta de digital marketing. Ce pot să zic este că criteriile de jurizare de la GPEC categoric au crescut foarte mult piața. Și asta o zic cu toată sinceritatea, adică se vede, se simte o îmbunătățire a cunoștințelor clienților. Adică acum clienții știu că trebuie să se concentreze pe zona de usability, pe zona de UX și așa mai departe. Sunt unii care fac chestia asta, sunt unii care știu să o facă și sunt în proces de a o face, dar categoric se simte o îmbunătățire clară. Aș vrea să te întreb și să ne dai așa câteva insight-uri despre zona asta de PPC marketing și cum se integrează ea în strategie și cam care e impactul eventual. PPC-ul cred că e o necesitate astăzi, adică în strategia online a unei companii, indiferent din ce domeniu e,
Cred că e o necesitate, a devenit obligatoriu, pentru că permite o targetare foarte, foarte bună, o targetare foarte precisă. Și indiferent că îți faci ca obiectiv vânzarea offline sau online, indiferent că ai strategie de awareness, de notorietate și mai departe, e imposibil să nu-ți găsești posibilități de targetare prin care să ajungi la publicul tău țintă prin pay-per-click. Google, de exemplu, are o cotă mare de piață în România, peste 95%, iar pe lângă asta rețeaua de display Google te ajută să ajungi la peste 90% din publicul online din România. Facebook-ul, iarăși, sunt, nu știu, aproape 10 milioane de utilizatori online. Adică sunt multe modalități prin care poți să ajungi și mai mult decât atât, știi că există un reach la care, știi că reach-ul la care poți să ajungi este mare și publicul tău este online, dar cu atât mai mult contează modul în care ajungi la acest public. Și ai, prin pay-per-click, ai niște targetări foarte, foarte precise. Cum gândești o strategie de marketing digital, de marketing online eficientă? Sau mai bine zis, ce o face eficientă? Uh-huh. Cred că rezultatele o fac eficientă. Eu aș lua ca și strategii necesare sau ordinea în care ar trebui să înceapă un magazin. Ar trebui să fie de la motorul de căutare, de la search, pentru că te adresezi unui public care prezintă interes față de serviciul sau produsul pe care îl promovezi tu, după care partea de remarketing, care ajută la creșterea notorității și a brandului și aduce aminte vizitatorilor de faptul că există, apropo de ce ziceam adineauri. Și nu în ultimul rând, partea de Facebook. Da? Și mai ales remarketingul pe Facebook. Pentru că știm că vizitatorii au fost la noi pe site, cumva i-am adus la noi pe site și știm că urmează să-și petreacă un timp prețios, aș zice, pe Facebook. Și trebuie să le aducem în permanență aminte că existăm, că avem oferte noi, că avem promoții noi, că avem produse noi, categorii noi de produse, beneficii și așa mai departe. Hai să vorbim puțin despre rata de conversie. Media de piață a magazinelor online e de 1%. Nu o să te întreb de ce, pentru că probabil că sunt mai multe cauze, poate că nu e suficient de matură piața, în fine, sunt probabil că multe motive. Dar ce ar putea să facă magazinele online ca să îmbunătățească asta? Cred că, în primul rând, să se concentreze pe rata de conversie. O greșeală pe care am văzut-o frecvent este faptul că multe companii se concentrează mai mult pe media decât pe a crește rata de conversie a lor. Și atunci, în loc să investești bani în canale de publicitate, să investești bani foarte mulți în canale de publicitate, asumă-ți că tai bugetul ăla la jumătate, o lună de zile, și reinvestești acel buget în optimizarea site-ului, în modificări pe site, în testare pe site și așa mai departe. Deci, compania ar trebui să înceapă să se gândească cum să crească rezultatele din vizitatorii pe care deja îi are. Da, pentru că dacă ai 1000 de vizitatori pe lună pe un site și tu ai rata de conversie de 0,5%, ar trebui să te gândești cum fac ca din acei 1000 de vizitatori să-mi vină mai mulți clienți. Nu cum aduc mai mulți clienți în speranța că mai mulți vizitatori în speranța că dacă aduc mai mulți vizitatori va crește și rata de conversie. Că nu, e greșit. E greșit. Da. Pentru că se încheie 2016 și vine 2017, la ce noutăți să ne așteptăm în zona asta de marketing online? Noutăți în marketing online? Cred că foarte multe unelte. Deci noi încercăm acum să dezvoltăm un produs și ne uităm pe piața de afară la concurență, pe produsul respectiv. Și este incredibil cât de multe produse am găsit pe nișa respectivă. Deci sunt foarte multe produse și cred că vom vedea multe produse dezvoltate de antreprenori din România, dar și multe produse care vor veni din afară. Cred că asta este feeling-ul meu, că vom vedea din ce în ce mai multe produse pe zona de marketing, pe zona de analiză, zona de research, performance și așa mai departe. Care să sperăm că vor crește și performanța. Categoric. Cristi, mulțumesc tare mult, îți doresc un an prosper și îți doresc mult succes pe scenă, pentru că vei urca imediat, nu? Îți mulțumesc foarte mult, da. Mulțumesc.